O femeie pretinde că este proprietara soarelui și ne cere tuturor bani în schimb, pentru că beneficiem de resursa ei. Conform știrile Canal de Cungro, soarele se află sus pe cer de miliarde de ani. Este la vedere, însă nimeni nu s-a gândit la acest corp ceresc ca la o potențială sursă de profit până acum. O femeie de origine spaniolă dintr-o regiune însorită de la granița cu Spania și Portugalia a decis că ea deține soarele și susține că are acte de înregistrare care dovedesc acest lucru. Femeia are 49 de ani și face declarații surprinzătoare. Aceasta mărturisește că soarele îi aparține în mod oficial, după ce corpul ceresc a fost înregistrat pe numele ei la un birou notarial local. Femeia a zis că ea cunoaște legea foarte bine. Un acord internațional prevede că nicio țară nu poate pretinde proprietatea asupra unei planete sau a unei stele, dar nu spune nimic despre indivizi. Aceasta a declarat pentru ediția online a cotidianului El Mundo că a făcut pasul în septembrie, după ce a citit despre un american care s-a înregistrat ca proprietar al Lunii și al majorității planetelor din sistemul nostru solar. În prezent, femeia locuiește în orașul Salvaterra Domino și spune că va cere o taxă tuturor celor care folosesc soarele și să dea jumătate din venituri guvernului spaniol, 20% fonduri de pensii ale națiunii, iar dedica încă 10% cercetării, 10% pentru a pune capăt foametei în lume și ar păstra ea însă și restul de 10%. Oamenii care iubesc soarele și stau cu orele la razele stelei sale riscă o factură uriașă la final de zi. Femeia nu a găsit încă o modalitate de a-și impune taxa solară, însă o va face cât de curând, conform știrile canal de.ro.